Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Eu sunt Gabriel Coșbu. Eu sunt Mihai Coșbu. Și ce mă soțești? Eu sunt Anca Turtureanu, sunt prietena lor de la Piatra Neamț. Sunteți frați, să înțeleg. Gemeni. Chiar dacă suntem gemeni, nimeni nu ne crede sau ne deosebește ca fiind gemeni identici. Singurul care ne recunoaște ca gemeni este Face ID-ul. Adică telefonul lui îi recunoaște fața mea și invers. E bine că sunteți amândoi, ca să se împartă un pic emoțiile așa când o să dați ochii cu cei patru șefi. Eu am puține emoții, Mihai nu are deloc. Eu personal nu am nicio emoție pentru că oricum toate creditele vor fi ale lui Gabi. Eu sunt aici în calitate de ajutor. De la veni ca sub-șef, adică... O să încep să speli verdețurile. Pentru preparatele din seara asta, m-am gândit, m-am perpelit, m-am gândit să le fac. M-am gândit în primul rând, pentru că noi rămâneam uitați să mâncăm de sezon. Încerc să fac niște chipsuri de kale și nu le mai bag la cuptor, încerc să le fac pe aragaz ca să se facă mai repede. De gătit, gătim amândoi. Dar eu mai mult pe tradițional. Pe când Gabi, oricum el a avut o fire mult mai artistică dintotdeauna, gătește la alt nivel. Să vedem ce o să iasă. Mai mult în zona less is more, Noma sau ce? Pe farfuria noastră am așezat 3 amuzbușuri, 3 aperitive micuțe. Până și desertul ai făcut amuzbuș. Al doilea preparat a fost un desert și ne-am inspirat din desertul copilăriei, grișul cu lapte. Și apoi, pornind de la paira caramelizată în coniac și unt, am făcut niște morcovi baby de la noi din fermă, caramelizați pentru că sunt foarte dulci. Trei, doi, unu, ci! Let's go! Ce bine arată, chiar îmi place. A brânză franțuzească miroase. E o persoană nordică, așa, care a fost tipul la René Redzepi, așa. O, e la nordic, nu la Faviken. Ți-am zis că o să te duc la Noma, ți-am zis. Ce-a făcut aici? Ala-i desert, sigur. Ăsta e desertul aici. Ăla-i griș cu lapte. Morcov caramelat, în bucătar, la 100 la 100. E bun, Gabriel, ești bucătar, bravo. Care a muncit într-un restaurant Michelin din Nord Europa. Iaaa, wow, mi se face. Că el a pus morcov într-un dulce și l-a făcut așa cu partea asta. Știu. Se face și tort din morcov, nu asta chestia, dar e făcut așa, un impiatament cu floricele. Și aici chiar faci tort cu morcov? Nu fac, dar știu. Eu asta nu înțeleg, nu știu ce, Doamne iartă-mă. Ce e asta, Doamne? Nu se tai. E o murătură, ceva, din? Asta e tot un finger food. Nu înțeleg. Tapenad de măsline? Bună, ia să vedem, e bună, stai să vedem dacă e bună. Un pic pe aciditate. Nu este niciun bucătar, probabil a lucrat și el, nu știu, a studiat. E un finger food foarte ciudățel pe alocuri. Și aici au pus safidă, caramelat, astea sunt fichii. Nu, ce sunt astea, fichii? Care? Ce fichii? Chutney de gogonele. Bun, bravo. Da. Asta nu am înțeles-o. Voi v-ați dat seama ce este treaba asta? E o murătură ceva. Murătură de ce? Are gust de castravete murat, dar zici nu castravete. Zici că este apio. Oricum ar fi, da. Sunt foarte bucuros că ai primit niște comentarii pozitive. Asta e un dulci tare interesant, de un restaurant care merită. Dulcile așa, cu morcov, cu caramela perfect, chiar sunt uimit. Bună seara! Bună seara! Salut. Eu sunt Gabriel, el e Mihai Coerbu, suntem gemeni și avem o fermă care produce legume ecologice. Pe gemeni? Da. Prea. Nu prea. Am avut placente diferite. Din embrion diferit. Și preparatele sunt făcute cu legume de la noi din fermă. 80% din ele sunt de la noi din fermă. 80%? Adică pe kale era un chutney făcut din tomatillo, gogonele, stafide și ceapă. Gogonele erau aici. Tomatillo, cherry tomato. Cherry tomato, da. Cum ați început acest proiect cu ferma? Povestea a început în 2008 când am fost cu un stadiu de pregătire în anul 3 de facultate în Anglia și am văzut ce amploare a tot curentul ăsta ecologic. Apoi mi-am finalizat studiile de licență în agricultură ecologică, urmând mai apoi să termin și doctoratul.
Firma asta a deschis-o acum 12 ani? Nu. Totul a început din nevoia de a ajuta o fundație la care dădea Gabi consultanță să producă legume ecologice, astfel să se susțină cumva, să nu mai fie dependenți doar de donații. Apoi am făcut un business în care dădeam consultanță fermierilor din România și le vindeam produsele sistem Fair Trade, adică fermierul la 80% din bani și noi cu 20% ne descurcam cu distribuția. Chestia asta n-a funcționat pentru că probabil era și piața prea tânără. Și acum avem businessul nostru care se numește ca și noi Grădina Coerbilor, unde creștem peste 800 de specii și varietăți de plante. Adică avem și pepino dulce, lemongrass, turmeric, ghimbir, adică e una din specializările noastre. Ce nu găsești în România în mod constant pe piață? Cât de mare este ferma? Câte hectare lucrați? 1,5 hectare. Ai micuță. Din care... Nimicuță pentru o producție legumicolă. Și este un bun business aici în București? Aveți multe restaurante de nivel care servesc de la voi? Am putea avea și mai multe, dar nu avem capacitatea de producție. În momentul de față, da, lucrăm câteva restaurante destul de cunoscute. Dar cum de v-ați dezvoltat, cum de v-ați venit ideea asta? Gândește că noi suntem din Piatra Neamț. Noi am crescut la Poalele Munte. Tot din Piatra Neamț e și Steluțărice. Dacă știi zona, am Petricica, la Obor. Ei, și acolo e la 5 ani de acolo. A, el îi pleca la 5 ani. Păi, și gândește că noi am crescut în natură. Deci, practic, a venit în mod natural chestia asta. Și liceul l-am făcut tot pe profil silvic. Dar ce, așa doi tineri să-ți facă o fermă, e ceva de greu la... Ce, niciunul nu vrea să mai facă meseria asta așa de grea. Nu prea. Bine, noi am alergat foarte mult. Nu știu, la mine e în primul rând vorba de pasiune. Dar cum ai găsit pasiunea asta? Păi, dar nu găsești pasiunea. Cum ai tu găsit simțire? De exemplu, de ce gătești? Că e pasiune, am găsit-o în mine. Păi cum te-a venit tu pasiunea? Ai găsit-o în tine? Cum ai găsit-o? Cum ai găsit pasiunea asta? Stăteam acasă, făceam de mâncare și mi-a plăcut. Tu erai acasă cu pământul? Da, noi eram, eram pe deal. Noi eram pe deal toată ziua. Nu știu, înțelegi? Foraging, noi de atunci eram foragers. Mi-a părea un nordic, așa, de foraging, ai înțeles? Păi, exact, noi de mic am consumat tot ce am găsit în pădure. Inclusiv ciuperci. Atunci de acolo v-ați apasionat. Da. A stat în pădure. Da. Păi acolo, practic, aia a fost copilăria noastră. Voi aveți două caractere așa diferite. El era mai calm, tu și mai... Da, așa e. Cum e? Le mai agitat. No, e ok. E ok, că ne completăm. Ar fi fost trei să fim amândoi la fel, adică ar fi fost... Era monoton totul. Da, Mihai e foarte organizat cu munca, Gabi e boemul creativ care mai plutește uneori, da. Dar cum ajungeți la restaurante? Cum livrați chestiile astea? Cu mașina? Voi faceți cu totul? Da, noi facem, voi noi face... doi și o femeie facem. Sunteți tot. În trei în societate, da. În activitatea da. Asta, da? Da. Voi cu o femeie. Da. Și voi livrați voi. Ce vă noi livrăm, noi ne ocupăm de pachetat, de marketing, pozele, de facturare, tot. De tot. Tot ce se face într-o fermă. Și în timpul verii mai agățăm câte unul, doi zilieri. Dar oamenii, mai ales din proximitatea Bucureștiului, nu mai au chef să lucreze câmpul, adică în condițiile în care vine microbuzul de la firma de coletărie sau de la covrigărie și ia din fața casei. Și în sat au rămas oamenii, să zicem, cu un caracter mai slab. Cum este o zi de lucru? La ce oră începeți? Uite, de exemplu, acum începem campania de însămânțare, răsaduri și așa mai departe. Asta presupune trezit la ora 6 dimineața și te apuci de semănat manual, semânță cu semânță. Un exercițiu foarte bun de răbdare. Pe lângă semănatul răsadurilor, apoi urmează grija, pentru că timp de 45 de zile sunt ca niște copii mici. Trebuie să susții o anumită temperatură, trebuie să îi verifici de boli, de dăunători, trebuie să le uzi. Și în paralel cu toate treburile astea, trebuie să ieși în câmp să pregătești terenul pentru răsadurile care vor veni. Și în paralel la toate treburile astea, noi producând în continuare, lunea, miercurea și vinerea, trebuie să culegem marfa, să condiționăm, să o facturăm și să o livrăm la clienți. Vă certați vreodată între voi? Dar nici nu am așteptat să termine întrebarea. Tu ești ăla care face cearta. Nu, ai fi surprins. Ești tu? De cum ai tu? Tu ești mai stacanovist? Mâța blândă care îți găiește. Mai stacanovist? Adic. Stacanovist e unul care căpățânat? E un perfecționist. Ah, perfecționist. Da. A trăit cu chestia asta? Anul ăsta, să zicem, e primul an în care da. Ne-am adus cumva pe zero după pandemie. Noi pe lângă asta mai facem și proiecte. Pe zero înseamnă facturat zero. Nu, da. Nu în pierdere. Adică nu în pierdere. Nu ai câștigat, nu ai pers. Exact, da, dar mai face și altceva. Da. Noi facem și lucrări peisagere, facem edible gardens la oameni acasă.
Adică vin, îți fac o grădinuță. Și boxuri, dacă ai o curte, boxuri de legume, de măcar, noi venim cu răsaduri iar noastre. Roșii, castraveți. Exact. Și atunci, de acolo, practic, cam 40-60% din veniturile noastre. De aici și întrebarea dacă avem un hobby cam scump. Că și semințele costă câteva mii de euro. Primăvara plus tratamentele ecologice. Nu ne mai costă atât pentru că am început să ne le producem singuri. Am 60% din semințele care le folosim în fermă. Deja sunt a doua generație crescută la noi în România în fermă. Bine, dar ce au făcut astea două farfurii? Gabriel, eu l-am ajutat. Când ai gătit deloc? Așa, eu am făcut doar ăla care a zis că e acid, tapenadele, și Grișul. Cine a avut ideea să facă dulciul ăsta? Gabriel. Nu, ca să înțeleg. Categoric el. Ca să nu te nervezi cu mine, înțeleg? Să întreb. Nu mă nervez, să știi că nu mă nervez. Dar dacă treceți mai înainte, în ce echipă v-ar plăcea? Aș vrea să merg cu tine, pentru că îmi place stilul tău minimalist. Adică nu, e ocupat că... la ele. Sunt e ocupat, nu mai e loc acolo, acolo, nu mai e. Căutați altceva, nu mai e. Suntem... Și ție? Tot cu tine, doar prin simplu fapt că ești din Piatra Neamț. Așa. Ia să nu mai fi din Piatra Neamț. Amândoi, mergeți amândoi acolo, da? Nu mai. Da, cu oricare, adică... Cu oricare, că până la urmă tu sunteți profesioniști. Nu mai, acum a zis, gata, nu mai merge acum. S-a tăiat, e gata. Eu înțeleg totul minimalist, pus frumos în farfurie, dar aici este un show culinar. Eu înțeleg asta. Asta este. E un show culinar și ați făcut bine că ați venit. Bine, mă, Gabriel. Bravo. Bravo. Două cuțite. Ne vedem în doi. Mulțumesc. Amândoi la vedem pe amândoi. Ceau, băieți. Mulțumim frumos. Baftă multă. Sănătate din mai bine. Bravo. Adică și trebuie. Da, în comun. Întotdeauna am de 14-15 ani. Tot împreună suntem. Și chiar dacă n-am fost întotdeauna învingători, dar am făcut mai ușor față și eșecurilor, dar și câștigurilor. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.